угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. У меня цель, и я не помню. Deci să vă povestesc motivul din care am vândut acest apartament, pentru că toți îmi spuneți că e atât de frumos, ai depus atâta suflet și acum îl vinzi. Noi avem acest apartament de vreo 10 ani, acum 3 ani am făcut reparații. Da, totul e nou, totul e frumos, dar eu nu pot renunța la gândul să mă mut cu traiul într-un bloc, nu? Da, și iată că a venit ziua când aștept noi proprietarii acestui apartament cu agentul imobiliar. De ce am ales anume ProImobil? Am ales prin recomandări agentului imobiliar și s-a dovedit a fi de la ProImobil. M-am bucurat foarte mult pentru că e o companie imobiliară cu reputație foarte bună. Mai departe urmează ceva mai interesant. Ok, vă povestesc despre asta mai apoi, mă duc să-i întâmpin. Voiam să vă arăt noi proprietarii acestui apartament. Au venit deja a doua oară, să facem cunoștință mai bine și să vedem ce lăsăm și ce nu. Da, Dima îmi scoate inventariere. Cine rămâne și nou, da? Mașina îți spăla, care? Frigiderul la fel? Frigiderul sigur că mâine. Mereu am visat să avem un frigider cu ușile care se deschide în părți. Copiii noștri s-au împrietenit și joacă împreună, da? Ați făcut cunoștință. Vreau să vă mulțumesc mult cum ați mai lăsat două săptămâni stau aici, pentru că cei de la ProImobil prea repede mi-au vândut apartamentul. Credeam că deja a doua zi trebuie să părăsesc casa, dar am reușit să strâng bagajele. Spune, te rog, e greu de lucrat cu mine? Câteodată, da. Am mai fost momente când m-am așteptat câte o oră jumătate afară, să mai stătem cu... Să mai întâmplă. Când merg, da, în fine. Ești cu ajutorul Dumnezeu. Da, mersi mult. În timp record, aproape. Da, în 3 zile, dar 3 zile lungi. Foarte mult pe zile. Cel mai bun apartament.